Mulțumesc, domnule președinte de ședință, distinși colegi, declarația mea politică de astăzi are următorul titlu. Istro-românii, o minoritate înrudită în dificultate culturală extremă, amenințată cu dispariția. Istro-românii din Croația reprezintă comunitatea istorică de români din afara granițelor țării cea mai puțin numeroasă, circa 1500 de persoane, și în cea mai mare dificultate culturală, întrucât doar aproximativ 300 dintre ei mai vorbesc dialectul istoric istro-român. Singurul act legislativ românesc care face referire la ei este legea 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. În 1992, UNESCO a inclus dialectul istro-român în Cartea Roșie a Limbelor în Pericol, amintind că este grav periclitat. A se vedea în acest sens UNESCO Red Book on Endangered Languages. La 27 august 2007, Ministerul Croat al Culturii a inclus graiurile istro-române numite Valah și Jeinesc în lista bunurilor culturale nemateriale protejate. Nu există administrație, învățământ, presă sau biserici în acest dialect istoric al limbii române comune în ultimele două localități din regiunea Istria, în care ei mai sunt majoritari, Jeieni și Șușnevița. O mini diasporă istro-română există în Canada, Italia, Australia și Noua Zeelandă. Acum 121 de ani, Teodor T. Burada publica o listă de 114 localități sau cătune, populate altădată de istro-români, care își pierduseră în secolul XIX limba maternă, dar mai păstrau un șir de caracteristici etnice românești. Mai mulți lingviști români și străini au cercetat dialectul istro-românilor. În prima jumătate a secolului 20, România a făcut primele eforturi de susținere a acestei minorități înrudite, iar primul istro-român bursier al țării noastre, Andrei Glavina, supranumit Apostolul istro-românilor, a reușit organizarea la Șușnevița între 1921 și 1925 a școlii Împăratul Traian, cu predarea în dialectul istro-român și româna literară. Astăzi, dialectul istro-român se află la ora sfinte. Sau se va stinge definitiv, sau va resuscita, cum au resuscitat bună oară, nu fără efort, ebraica sau limbele celtice Manx și Cornică din Marea Britanie. Statul român a finanțat generos refacerea școlii din Șușnevița, inaugurată la 8 noiembrie 2016. Acest lucru însă nu este suficient. Este nevoie ca elevii acestei școli să aibă abecedare și manuale în dialectul istro-român, dar și în româna literară, să fie instruiți de învățători și profesori care să fie urmat cursuri de pregătire în România, se poate vizita țara noastră în cadrul unor proiecte educațional-culturale. De asemenea, le-am putea da o mână de ajutor celor două localități istro-române din Croația pentru a se înfrânți cu localități din România. O cooperare exemplară cu statul croat și organismele europene se impune. Fac un apel stăruitor către Guvernul României și în special către Ministerul Românilor de Pretutindeni și Institutul Cultural Român să trateze cu prioritate problematica istro-română și să intervină în sprijinul minorității istro-române înrudite, aflate în dificultate culturală extremă și amenințată grav cu dispariția. Mulțumesc. Istro-românii trebuie salvați. Vă mulțumesc. Deputat Constantin Codreanu, Partidul Mișcarea Populară, circunscripția electorală 43, diaspora.